dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Am primit un și în cască și am pornit la drum, că astăzi e luni. Vrem, nu vrem, întotdeauna vine și ziua asta de luni, când se termină weekendul și când trebuie să începem din nou activitatea. 16 septembrie, dragii mei, că suntem așa la jumătatea lunii septembrie. Nu știu dacă ați pornit centralele termice sau ați dat foc la sobițe, dar sincer vă spun că eu ieri după masă am pornit centrala. N-am mai putut de frig. Mi-a înghețat sucul. Și nu stăm în frig. Dăm drumul la căldură. Dacă nu e căldură afară, ne facem căldură în casă. Cred că n-a fost suficientă căldura sufletească și soarele pe care îl purtăm fiecare dintre noi în suflet și a trebuit să completăm un pic cu căldură de la centralele termice. Nu mult, dar puțin tăl așa. A plouat azi noapte în Deva. La ora asta nu plouă. Cei care vă pregătiți de serviciu, pregătiți pruncii pentru școală, nu știu dacă plouă mărunt, zice Rosi. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața, Bianca! Suntem aici mai mulți decât suntem obișnuiți. Bianca a venit și ea de dimineață. N-a venit întâmplător, o să vedeți de ce. Astăzi avem o ediție specială a emisiunii Deale Dimineții, că nu suntem deale lui Caragiale astăzi. Da, vom fi, cu siguranță. Ați văzut de ieri, dragii mei, că promo făcut de colega mea Bianca, că ea s-a ocupat de tot ce înseamnă această dimineață la Hunedoara 1 TV cu Andra și cu Alin, că n-a făcut ea macheta, spune Anca și Alin. Care dintre ele, care dintre ei a făcut macheta? Amândoi au pus câte un strop de culoare pe machetă. Alături de mine, dragii mei, în studioul Deale Dimineții, o doamnă profesoară, Anca Muntean. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! O provocare pentru noi toți, dragii mei, pentru că emisiunea e produsă de Bianca Hintz. În această dimineață sunt doar prezentatoare. Am și un desfășurător, dragii mei, pe care trebuie să-l respect. E foarte fain când cineva, așa cum a făcut Bianca, îți pregătește materialele și vreau să vă spun că o parte din materiale chiar nu le-am văzut. Merg pe mâna ei. Vrem să vedem la... Săptămâna trecută i-am lansat o provocare Biancăi și i-am spus pe cine invităm luni la emisiune. Și Bianca a venit cu o idee, a făcut invitația doamnei profesoare și doamna profesoară a spus da. Și uite așa ne-am întâlnit la cafea luni dimineața. Doamna profesoară e profesoară de franceză, dragii mei, și să nu greșesc, la un liceu de aici din Deva, tot de acolo, din deal, de pe lângă fabrica de talente, și se numește așa, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Mi-a ieșit? Aproape. Profesoară de franceză, am înțeles eu de la colegii mei. Exact așa. Profesoară de franceză la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva. Greu cu atâta titulatură, era mai simplu, da. La energetic, cum spun tinerii. Au copiii din Deva ceva deosebit? Copiii, în general, au ceva deosebit. Doar noi, profesorii, pe undeva suntem cei care descoperim acel je ne sais quoi, cum ar spune francezul. Cred că asta este și rolul nostru până la urmă, să îi descoperim, să îi cizelăm, să îi susținem așa cu ce știm noi și ce putem noi și să le insuflăm și mai mult din ce avem. E
foarte interesant la toată povestea din această dimineață, de săptămâna trecută, de când lucrăm la această emisiune și până în această dimineață, am rămas impresionată că într-un sistem de învățământ ambigu și dus uneori în extrema neînțelesului, că pentru mulți dintre noi nu mai înțelegem nimic ce se întâmplă, noi ăștia care nu facem parte direct din sistem, dar există profesori care rămân în sufletele copiilor. Și vineri după masă, vineri dimineața am avut tot așa inimii care bat pentru copii, adică profesori care găsesc cumva calea către generația mai tânără, pe domn profesor Ovidiu Demea și pe doamna profesoară Bianca Iacoboni. Eu găsesc aici, în Deva, la licee, găsesc oameni care reușesc să facă lucrurile altfel, așa cum am văzut și la dumneavoastră, am aruncat un ochi peste câteva materiale. Și e foarte interesant cum un profesor de franceză, eu în afară de parlez-vous français, nu știu nimic, n-am făcut nici o oră de franceză, nici habar nu am de franceză. Ba mai știu ceva. Cum se zice cu Bianca? Avec? Avec. Știu că virgulă cu, cum Franța cântă, avec, avec. Greșesc? Nu cred. Pe acolo. E foarte interesant felul în care ați adoptat modul în care ați reușit să-i cuceriți pe acești copii la ore, să-i faceți să fie cuminți, să am văzut acolo interacțiuni, dar o să vedeți și dumneavoastră materialele, pentru că sunt pregătite de Bianca. Până acolo avem un desfășurător și trebuie să-l urmăm. Tocmai. N-avem cum. Așa a zis producătoarea emisiunii. Și zice așa, de ce ați ales cariera de profesor? Da, foarte bună întrebare, că de asta uneori când te întreb cu ce îți ocupi timpul când ești mic, uite, e bine, la un moment dat îmi amintesc că eu mi-așezam toate plușurile și păpușelele pe canapea și îmi luam acel bloc de desen formatul A3, dacă nu mă înșel, pe post de catalog, îl deschideam foarte, foarte frumos și făceam acolo prezența. Deci pe undeva a venit natural, dar a existat acolo în mine această dorință, această cale, să zic așa, această menire pe undeva. Și da, pentru limba franceză a început de undeva de acasă, pentru că mama a fost cea care a studiat împreună cu mine din clasa 5-a limba franceză. Și atunci, treptat, am prins drag. Și fără dar și poate și profesorii de limba franceză aveau acel șarm, i-am îndrăgit pe toți și asta am ajuns să fac, deși sunt profesor de franceză, engleză, totuși franceza e pe suflet. E, din ce am înțeles, am prieteni care iubesc franceza și o vorbesc fluent și îmi spun de foarte multe ori că are ceva aparte această limbă franceză, asta ca o paranteză, să spunem, mm-hmm. E limba noastră românească cea dulce și frumoasă. Am înțeles că franceza ar fi mult mai melodioasă decât limba română. Originea este latină, bineînțeles, și multe, foarte multe cuvinte se aseamănă, de asta și copiilor pe undeva le este mult mai ușor să învețe limba franceză. Și atunci, muzicalitatea aceasta a ei, într-adevăr, fără diacritice, fără absolut nimic, probabil că o face mai aparte, mai specială. E puțin în defavoarea limbii engleze, respectiv a limbii germane, dar asta ne dorim și noi, să mai perpetuăm un pic limba franceză, să nu se piardă. Profesoara mea din clasa 5-8, doamna Petra Olga, mi-aduc aminte că
la un moment dat, n-o să uit toată viața mea, mi-a explicat, dacă nu am fi împrumutat din limba franceză cuvântul cravată, cravata ar fi fost în limba română pură, legău de gât. No, asta n-o să uit toată viața mea. Avem și comentarii, așa cum am spus. Adriana Furcă ne spune bună dimineața, o săptămână bună, binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, felicitări și stimă și respect invitatei dumneavoastră. Vă pup cu mult drag, Doamne ajută tuturor, mulțumim. Enia Vasile ne spune o săptămână frumoasă, mulțumim instructorului de la Hațegana și mulțumim că e alături de noi, ca de fiecare dată, de fapt. Și o să mai revenim, dragii mei, și cu alte mesaje. Mergem mai departe la desfășurător. Unde v-ați născut? Că n-are cum. Sunteți din județul Hunedoara deloc sau ați ajuns aici după ce ați terminat școala? Deloc de aici sunt, aici m-am născut. Ce frumos! Da. Ați făcut școala toată, primară, liceu. Tot. Și după ce ați terminat facultatea, care ați făcut-o unde? În ce loc? La Timișoara. La Timișoara. Ați ales să veniți înapoi undeva și să dați înapoi tributul pe care l-ați primit. Ați avut profesori foarte faini, înseamnă că aici... Așa este. Ei și-au avut amprenta, da. Același liceu sau ați făcut la... La Decebal. La Decebal. Da. Da. Am înțeles. Și totuși, mergeți la... sunteți profesoară la energetic. Acolo e mai libertate, așa am înțeles eu, că parcă e un liceu... Da, libertate, poate pe undeva impropriu spus, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut și proiecte desfășurate și, nu știu, legături cu agenții economici și... multe lucruri se desfășoară în liceul energetic. Poate pare libertin în sensul că, nu știu, sunt mai mulți băieți acolo decât fete, dar seriozitatea și munca cu toții ne-o facem și trebuie să ne aducem fiecare parte aceea de contribuția fiecăruia, așa încât lucrurile să meargă. De câți ani sunteți în învățământ? În învățământ de 17. Înainte am avut un alt job. 17 ani? Da. Și mai aveți nervi și mai aveți răbdare și n-ați devenit egoistă și nu? Doamne! Mulțumită lor! Ei îți dau acea energie bună, copiii, da. Deci, mulțumită lor, nu te plictisești, vrei, îți dorești, le vezi toată energia aceea și atunci automat și ție îți vin ideile și tu îți dorești să fii acolo și tu vrei să insufli, așa cum am spus la început. Și cred că e cazul să intrăm cu prima parte de imagini, Bianca. Clasa 11-12, cum doamna profesoară își așteaptă elevii în prima zi de școală, dragii mei, niște mai rar vedem astfel de clase. Am văzut în școlile noi, am fost la Hunedoara și am mai văzut câteva clase așa frumos aranjate, dar erau pentru pici. Aici sunt pentru copii mari. Ei sunt deja adolescenți și totuși clasa 11-12, am înțeles. Exact. Clasa 11-a spre a 12-a, da, este ultimul lor an, sunt diriginta lor, tot o clasă de media. Cumva, nu știu, eu vă văd pe undeva puțin sec, să zic așa, poate un cuvânt prea dur, să-i primesc doar în clasă, fără absolut niciun, așa m-am obișnuit, cu baloane, cu premii, cu cărți, cu, nu știu, să fie colorat, să fie puțin măcar colorat. Altfel e primirea. Da, aici avem câteva proiectele în derulare. Este vorba despre un film, Sebastian Ebel, pe care foarte mulți profesori de limba franceză l-au vizionat. Este o legătură între un cățel și un copil. După ce am vizionat filmul, copiii au trebuit să monteze imaginile cu replicile, să le potrivească. Aici avem câteva hărți făcute cu obiective turistice.
tot cu ocazia zilei francofoniei. Aici este piesa chiar cu Bianca, da? La restaurant, în o familie, da, cu noi vecini s-au întâlnit și o scurtă poveste, am pregătit tot cu meniu gătit de ei, cu cu farfuriile aduse de acasă, cu paharele, cu avem, cânile, cred că, cu și filmulețul de la masă. Așa o vedem acolo, da. Pe Bianca face poze, Andra e la masă, aici o vedem pe Andra în prim plan. Îl vedem și pe Rareș de la The Story, încă era elev. Din ce an e Bianca? Mai știi? În ce an a fost făcută? Acum 2 ani? Cam așa. Cam așa. Bianca are emoții în spatele camerelor mai mari ca noi, că suntem în fața camerelor de luat vederi. Juriul, da, care mai nota tot așa participanții la zilele francofone, care aveau diverse roluri. Tot timpul decoram cu eșarfe, cu desene, cu aici de la școala 6, da, iarăși câteva imagini de ziua francofoniei. Aici era și o clasă de media, o primă clasă de media, mi-amintesc când am venit la liceul energetic, de la liceul Ion Mincu am venit la energetic, da, și toți am zis să ne îmbrăcăm în bleu, blanc et rouge, culorile Franței. Da, clasa de estetică, la fel, fetele aici, mi-amintesc că au făcut și coafuri, prezentate în limba franceză, ceva cocuri, ceva codițe, da, tot clasa noua, prima, media, clasa de estetică, da. Și să mergem să servim masa de ziua francofoniei, pentru că tot vorbim despre Franța, să vedem și... La FFM, qu'est-ce que le mange? Bonjour. Bonjour. Voici la carte. Merci. 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 Aujourd'hui, comme le plat du jour, il y a le poulet basket et le saumon grillé. Il y a aussi le menu déjeuner avec une entrée, un plat et un dessert. Qu'est-ce que tu prends? Une seconde, je regarde la carte. Le poulet. Oh oui, eh, François? Il est bon le poulet basket? Le poulet. Oh oui, c'est excellent, trois poulets. Trois poulets, excellent. Et un steak frit, à quoi, s'il vous plaît? Merci. Désolé, je suis en retard. Vous allez bien? Oui. Mm-hmm. Et pour vous, madame? Non, une salade italienne, s'il vous plaît. J'ai un cours des gym cet après-midi. Une salade. Pardon, bonjour, madame. Simon Letelec, je suis le nouveau aussi. Enchanté, je suis Lucie, la mère de Laurent. D'accord. Merci. 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 Merci François, bienvenue de votre quartier. Merci. Merci, merci.
Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva. Ce v-a spus? Montat, filmat de Bianca Hinț. Am văzut-o și pe Andra la masă. Foarte frumos. Vorbim de o clasă de media, dragii mei. Ați auzit vocea lui Marius Dragomir la final. Nu ăsta a fost primul filmuleț, dar nimic nu e întâmplător în viață, cum vă spun de fiecare dată. Și tot aici cred că e cazul să-i pomenim și pe Mircea Mihuleț și Paul Țoța, profesor la școala, la clasa de media în cadrul liceului energetic. Doamna profesoară e de franceză, dar se pare că nu doar cu copiii reușiți să colaborați foarte bine, văd că colaborați foarte bine și cu cadrele didactice și uite, ies lucruri foarte, foarte faine. Vă ajută, să spunem așa, nu știu să-mi aleg bine cuvintele, copiii înțeleg mai ușor, vorbesc mai ușor, i-am văzut parcă sunt vorbitori de limba franceză. Acum e un nivel de debutant, ceea ce facem noi prin materialele acestea și nu atât că ar vorbi neapărat mai ușor, dar prind acel drag de limba franceză, chiar dacă este un nivel debutant, dar sunt acolo, sunt atenți și în momentul în care tu îți faci lecția, ai altă atenție din partea lor, pentru că există și aceste activități extracurriculare, există și aceste, să zic așa, lucruri care contează pentru ei și care rămân undeva acolo. Prietenește, vorbind dincolo de faptul că eu sunt om de televiziune și dumneavoastră cadru didactic, e o diferență între profesor și dascăl. Am văzut că Bianca a descoperit-o și la un moment dat în desfășurătura a pus acea întrebare, probabil o să o punem până la finalul emisiunii. Dincolo de orice, ne-ar ajuta dacă programa școlară ar fi un pic mai aerisită și ar fi mai abundentă, să spunem, din, cu o astfel de mai primitoare, cu astfel de lecții practice, să spunem, ar ajuta mai mult pe elevi. Iar ajuta mai mult, acum programa școlar ea ne permite lucrul ăsta, pentru că prin acele manuale digitale și prin dialogurile care sunt în manuale digitale și toate materialele audio-video, noi putem să ne jucăm cu ele, noi chiar putem să le folosim. Programa ne permite acest lucru, doar de noi ține, să nu fim foarte, foarte tot timpul agățați acolo, să parcurgem absolut tot ce este în programă. Poate uneori ne scapă lucrurile și nu le parcurgem chiar pe toate, însă faptul că putem să-i prindem și cu alte aspecte, asta e mult mai important, zic eu. Adică cumva și o lecție de gramatică poți să o predai chiar printr-un joc de rol. Am un exemplu foarte clar, vorbim despre step by step, Ramona Oltean și colegele domniei sale fac lucruri unice acolo la clasa steluțelor, pentru că am văzut copii foarte dezvoltați, foarte deschiși pentru vârsta lor. Ea, au venit alături trei dintre ei au venit alături de Ramona Oltean aici la noi la Deale Dimineții și am rămas impresionată. Mi se pare că atunci când stăm în bancă și scriem, ne pierdem răbdarea, nu concentrarea și poate greșesc și poate greșim, că nu sunt cadru didactic, nu am copii acasă, nu știu ce e bine și ce e rău, îmi dau cu părerea, mea culpa. Dar am impresia că acești tineri și cei trei care astăzi îmi sunt colegi de muncă, Bianca, Andra și Alin, sunt mult, mult mai deschiși după astfel de ore practice.
și după dragostea care au văzut-o acolo. Pentru că, deși nu mai sunt la liceu, au urmărit, am văzut pagina dumneavoastră și erau foarte curioși și ne întoarcem la prima zi de școală din ultimul an de liceu, un filmuleț pe care Bianca vrea să-l dea. Cred că a făcut acolo ceva, nu știu ce a făcut, cu cărțile, cu fontițele, pentru că Bia insistă să-l dăm. Hai, Biuța, să vedem despre ce filmuleț e vorba. E 2024, 9 septembrie, dragii mei, nu e un filmuleț mai vechi, e de anul ăsta. Haideți să vedem ce a făcut doamna profesoară. Dragii mei dragi, este ultimul an de liceu și, la fel ca anul trecut, v-am pregătit așa încetuț aici prima zi de școală, da? Premiile sunt puse și ele aici pe băncuță, dar le-ați văzut voi, da? Și pe grup. E vorba de agenduța, pixul și câte o cărticică așa frumos la fiecare, da, le aveți aici. Fundițele poate le recunoașteți pentru că ați muncit voi la ele anul trecut, da, școlar, mai exact în vară. Da, avem aici 7 premianți, 7 elevi minunați. Un pic așa de decor pentru voi. Da, să nu vă simțiți stingheri și sigur că știți, da, că este ultimul an de liceu în care trebuie să dăm și tot ce este mai bun din noi la finalul acestui an, dar în același timp să și împărțim, da, cele mai frumoase amintiri care ne mai rămân. Avem aici, dragilor, de anul acesta o tablă, da, un Smart Lab din acesta, o tablă foarte inteligentă, iar noutățile o să vi le mai spun, va exista un catalog electronic, da, unde sigur că da, toate se vor menționa acolo, iar părinții vor ști în timp real, da? Și aici știți cum v-am obișnuit eu deja de 3 ani de zile, balonașele, da, așa mai colorat să fie puțin. Vă aștept cu drag, cum am spus, luni la ora 9 în sala 11. Mai întâi vom face careul la ora 9 și apoi urcăm aici să facem premierea. Vă îmbrățișez cu mare drag, aveți grijă de voi! De ce îi premiați în prima zi de școală? E pe invers. De ce îi premiați în prima zi de școală? Fiind un liceu tehnologic, școala la ei se termină puțin mai târziu decât gimnaziul. Ei termină școala la sfârșitul lunii iunie. Au avut perioade când au terminat și undeva la mijlocul lunii iulie. Și atunci, careul făcându-se cu primarul gimnaziul la mijlocul iunie, când termină, ei au rămas cumva pentru al doilea careu. Și acest al doilea careu când putea fi decât la începutul următorului an școlar? E un pic delicat pentru ei, pentru că uneori își doresc să iasă și ei acolo în față, să își ridice premiile, să îi vadă cu toții, ori noi îi premiem în clase. Da, dar i-ați premiat atât de frumos și cu atâta dragoste, încât parcă nici nu mai contează. Pentru că în urma acestui filmuleț, eu sunt convinsă că ei au venit cu toată dorința spre clasă la ora 9. Pentru că puteați foarte ușor să le puneți în niște plase și, da, clasa 12-a, eu spun mereu, bucurați-vă de clasa 12-a pentru că e singurul lucru pe care nu-l poți repeta în viață. Facultatea mai poți face una, două, cinci, pe câte te țin buzunarul.
de măritat, de însurat, te poți însura o dată de două ori, de trei ori, de patru ori, de câte ori îți găsești jumătatea, că au fost cazuri, nunțile se pot repeta. La fel botezurile sau evenimentele. În schimb, clasa 12, chiar dacă rămâi corigent, nu mai repeți decât că mergi la orele care nu ți-ai luat nota de trecere. Și bacalaureatul mai dai de mai multe ori, dar nu mai participi la acea la acele clipe frumoase din ultimul an de liceu. Mie mi se pare că un lucru unic în viață e ultimul an de liceu. Așa este. Ei acum sunt prinși în balul, în organizarea balului bobocilor. Nu mai știu dacă Bianca a prins aceste momente, că a fost un pic de pandemie atunci. Zice că da. Și îi văd acum, sunt prinși acolo cu toți, întreaga clasă se implică, face, da, au multe sarcini de făcut și într-un timp record acest bal al bobocilor, după care știți că de anul acesta bacalaureatul s-a schimbat puțin, vor da competențele în iarnă, ceea ce e altceva, e un pic mai stresant pentru ei, dar toate momentele le fac împreună și atunci, așa cum spuneți, vor rămâne. Anul, ultimul an de liceu va rămâne, da. Cu amintiri frumoase, cu siguranță da. Prima zi de școală din ultimul an de liceu va rămâne, pentru că rămâne și acest filmuleț, o voce foarte blândă, o muzică aleasă pe măsură. Nu cred că elevii care au călcat în acest an 9 septembrie, începând cu ora 9, în acea clasă vor uita vreodată, pentru că ai mei n-au uitat, colegii mei n-au uitat zilele acelea. Se pare că reușiți cumva să lăsați o amprentă în sufletele copilașilor, tinerilor. Și ne stă răi, nu ești a trecut de-a doua tinerețe și spune, țara asta n-are viitor. Pare, dragii mei, că uite, mai sunt oameni de treabă și care reușesc să ajungă la lumina din sufletele acestor tineri, care pe urmă, pentru că au primit și dăruiesc. Și Rosie deja a luat puterea în mâini și ne dă imagini din activitate. Vreau să mergem la un alt filmuleț pregătit de Bianca. Bianca, mai ai filmulețe pregătite? Ne spui despre... Uite, alegeți voi de acolo, voi doi, sunt ca doi elevi la butoane, păcat că nu pot să fac un live din regie, sunt total rosiși cu Bianca. Să dăm pe amândouă. No, hai să... Nu se pot decide, le dau pe amândouă și pe urmă povestim cu doamna profesoară despre ce filmulețe e vorba. Ce a ales Bianca? Walid, devant toi. Je n'ai rien fait, madame. Tu me traites de menteuse. Je n'ai même pas ce mot, madame. Silence. Où c'est zéro pour tout le monde. Walid, chez le préfet maintenant. Je n'ai rien fait, je vais parler tout de mon père. Laisse ton père hors de ça. Chez le préfet maintenant. Espèce de singe que tu es. Allez-y. Salut Ioana! Salut Reza! Ça va? Thank you.
Un stilo, un creion, un gum, et des fer. Foarte frumoase filmulețele. În primul am descoperit pe Alex Buturian în imagini, fiul lui Neluțu, nepotul lui Gigi, pilotul nostru de curse, de karting, dar și face karate, face și franceză, asta n-am știut. Foarte frumos! Sunt lecții dedicate zilei francofoniei, exact. Dar ei sunt mici, adică eu știu pe Alex mic, nu sunt mari. Clasa 5-a, da, Alex Buturean este în clasa 5-a, așa este, cum spuneți, îmi spune că merge să se pregătească pentru karting și lupte suplimentar. Și este și un spirit foarte implicat și dornic. E un luptător, Alexandru. De mic, eu l-am avut în emisiuni, e un copil deosebit, dar alături de el am văzut și alți copii care clasa 5, fac, dar ei sunt tot clasă de media, adică ei din clasa 5 nu mai înțeleg nimic, pe ei am înțeles, dar aici nu mai înțeleg, în clasa 5, deci noastră în fiecare an de zilele francofoniei, teoretic o luați cu fiecare generație în parte și faceți așa câte un filmuleț, câte o scenetă, doamne, cât când aveți timp? Sunt cei de-a cincea și a noua care sunt prinzași așa și atunci dacă în a cincea și în a noua reușim să captăm, să-i captăm un pic, să-i captez în câteva activități de genul acesta, după aceea a 11-a, dacă găsim o temă interesantă, e minunat. Deci cei mici, așa cum ați spus, au fost la testul de limbă franceză și deși testul de limba franceză era puțin, să zic, old school, că ați văzut că la un moment dat l-am luat de urechi pe Alex, acum nu se mai practică și nici nu facem așa ceva. A fost în filmuleț, da, a fost o regie, exact. Genul ăsta de idei sunt luate, nu știu dacă am reușit să menționez, de pe site-ul TV5 Monde. Este un site care are, pe lângă știrile și toate celelalte materiale, e un site care propune materiale pe nivele A1, A2, B1, B2. Poți să-ți alegi publicul, poți să-ți alegi tema, temele, majoritatea sunt de actualitate, ai o fișă de lucru la fiecare material audio-video de 2-3 minute și poți lucra foarte frumos cu copiii la clasă după materialele acestea. Și acolo am și găsit multe din filmulețele pe care le-ați vizionat. Cum reușiți să îmbinați cercetarea de acasă cu orele, cu timpul de la școală și sunteți și dirigintă, știu deja că vă ocupați, aveți și o clasă la care sunteți dirigintă. Cum reușiți să îmbinați? La dumneavoastră ziua tot 24 de ore are, nu ați găsit cumva vreo sursă de unde luați timp mai mult? N-am găsit nicio sursă, numai din energia lor poate, dar altă sursă nu am. Cercetarea pe undeva trebuie să o facem pentru că noi avem nevoie de acele formări apropo de credite și noi suntem condiționați de numărul de ore care știți că se împuținează încet încet, automat copiii sunt tot mai puțini. Ca diriginte, cum ați spus, e iarăși o sarcină nu tocmai ușoară. Ce clasă aveți, da, 12-a? A 12-a, da, și sunt și 25 de obicei într-o clasă, pot fi chiar până la 27-28. Știți, ca diriginte, practic tu cunoști toate problemele lor. Știi așa, fiecare
cum îl vezi, știi absolut toate și părțile bune și părțile mai puțin bune. Nu sunt mai puțin bune, dar trebuie și ele modelate. Ești acolo pe undeva de servici de multe ori 24/24, pentru că nu e numai ce se vede la școală, tu ai legătura cu părinții, ai legătura cu ei tot timpul, unde sunt, ce fac, la ce materie trebuie să mai dăm, să luăm o notă mai bună sau să mergem la concursul respectiv sau ce hârtii mai trebuie să aducem doamna sau sunt burse, sunt multe, multe documente de făcut ca diriginte. Care sunt regretele profesorului? Regretele profesorului? După 17 ani. Regretați ceva? Nu prea îmi place cuvântul ăsta, că regret, sincer. Deci așa? Nu prea există în vocabularul meu acest cuvânt. Foarte frumos. Regret. Și tot ce a fost bun sau rău e doar o experiență de viață, așa cum le-am spus și celor de-a 12-a, le scrisesem pe tablă. Indiferent ce eveniment vine în viața ta, bun sau rău, vine acolo ca să te învețe ceva. Deci pentru mine regret nu există. Foarte frumos spus. Și care este speranța profesorului Anca Muntean? Ce speră Anca Muntean? Anca Muntean speră, își dorește să aibă puterea să facă în continuare aceleași lucruri pentru ei și cu ei. Asta e până la urmă menirea mea, așa cred eu. Foarte frumos spus. Alina Meda Iovănescu Marcu ne spune bună dimineața, ne spune bună dimineața și a Petrei Radu și ne spune bună dimineața și Daniela Enea de la Hunedoara, dragii mei. Prietenii nu se uită, copiii, clar că nu v-au uitat. Eu am primit acest semnal. Copiii se întorc cumva la bunătatea pe care le-ați dăruit-o. Pentru că e clar că atunci când dăruiești, dragii mei, ceea ce spun de fiecare dată, la un moment dat primești înzecit înapoi. Niciodată nu se pierde tot ceea ce dăruim. Și uite, un profesor, încă un exemplu, că un profesor atunci când dăruiește, la un moment dat se întorc, toată iubirea pe care o dăruiește îi se întoarce. Care sunt, eu știu că pe toți elevii ați iubit, un profesor și mai ales în 17 ani, e clar că își iubește fiecare copil, chiar și pe cel mai neastâmpărat. Și la felul cum îi primiți, e clar că îi iubiți. E, nu. Dar probabil că de-a lungul anilor ați avut copii cu care țineți mai strâns legătura, care se întorc, care au câștigat, au ajuns. A excelat vreunul în franceză, a ajuns așa să zică, doamna profesor, uite, mi-aduc aminte de Lucian Rus, într-o emisiune ne povestea despre omul Lucian Rus, de profesoara domniei sale de franceză și a pomenit-o și a spus că faptul că atunci, cândva, acea doamnă profesoară i-a pus cartea de franceză în mână, l-a ajutat să exceleze în meseria de diplomat la un moment dat. Aveți vreun elev, vreo elevă, nu știu, amintiri legate, copii care vă caută, ceva ce v-a impresionat în mod deosebit de-a lungul acestor ani? Am copii care nu au mers neapărat pe franceză, dar au continuat să o studieze și la universitate, alegând ca a doua limbă limba franceză. Copii care mă caută, fiind doar două generații, asta este doar a doua generație, mai am și mă întâlnesc cu ei, sigur că da, în Deva, în locurile din Deva. Ia cel ce mai faceți, doamnă profesoară, cum mai sunteți? Acum chiar nu-mi vine în minte ceva anume să pot să spun, da, a urmat studiile pe limba franceză, însă ținem legătura și cu fosta generație, câțiva dintre ei, că niciodată nu o să fie toată lumea, dar câțiva dintre ei sunt acolo
și ținem legătura, da, da. Nu vă gândiți niciodată să plecați de la Dragomir Hulmuzescu, să se liniștească lumea, nu aveți gânduri de plecat, nicăieri, nu pleacă doar profesoară în Franța. Ați fost în Franța? Da, am fost în Franța, în anul 1998, prima dată, ca studentă, da. Am avut ocazia. Cum se simte un profesor de franceză în Franța? Un profesor de franceză în Franța se simte în elementul lui, da? Ce iubiți cel mai mult din Franța? Ești acasă. Deci, cel mai mult, șarmul, felul în care dezinvoltura, îmbrăcămintea, felul de a fi, cum se poartă, cum miroase pe străzi, cum sunt bistrourile, cum sunt, nu știu, copacii, natura, arhitectura, absolut tot. Ce ar trebui să vizităm prima dată în Franța? Prima dată în Franța, nu o să spun Tour Eiffel pe care toată lumea... Nu, toată lumea Tufanel, dorește, că noi zicem Tufanel la turnul Eiffel. Nu, în Franța e suficient să, nu știu, să mergi oriunde, în orice oraș, să te așezi pur și simplu, așa cum stau cu dumneavoastră acum la o terasă, să stai puțin și doar să simți pulsul orașului, să simți lumea, să simți... felul de a fi așa din jurul tău. Nu trebuie să faci nimic absolut special. E clar că atunci când devii profesor de limba franceză, nu știu de ce am senzația asta, că iubitorii de limba engleză vorbesc engleza, nu știu ce ar putea iubi în Anglia. Plouă, ninge, bate, vântul e urât. Nu tu romantism, nu tu reumatism. Nu, sau mai mult reumatism decât romantism. Profesorii de franceză, uite, de exemplu, eu nu înțeleg de ce nu există limba italiană să vorbim la școală. Dacă vorbim, facem la ore limba franceză, mi s-ar părea normal să facem și limba italiană. Tocmai pentru că Franța și Italia mie mi se par mult mai apropiate de noi, de români. La engleza să fie acolo, că trebuie, că e universală, dar dacă ar fi să alegi, să poți alege limba franceză sau limba italiană, pentru că e mult mai apropiat așa de stilul nostru cerdăreț al românilor, că nu suntem noi prea caldi. Și iubitorii de astfel de limbi străine, melodioase, calme, blânde, bune, nu știu, aproape de sufletele noastre, cred că vorbitorii ar merge în est. Am vizitat mai mult țările acestea și ce mi se pare foarte fain ar fi să reușim să comunicăm cu ei și să-i chemăm la noi acasă. Facem turism, aici e o altă problemă. Facem turism, mergem, vizităm, dar niciodată nu reușim să-i convingem să vină să viziteze și ei aici la noi acasă. Pentru că nu știm limba. Și stăm așa și ne uităm și nu înțelegem de ce se bucură și zâmbesc acei oameni. Da, eu nu știu franceză, dar mă uitam la filmele cu lui de Funes, mulțumesc, Rossi. Da, e frumoasă Franța, e altceva, nu întâmplător zilele francofoniei sunt marcate în România altfel decât zilele, uite, nu marcăm 4 iulie, de exemplu, dar marcăm cu siguranță zilele francofoniei. Dacă ați vrea să transmiteți un mesaj unui profesor, unui om care v-a ajutat să deveniți astăzi ceea ce sunteți, poate fi profesor, mentor, bunic, am înțeles că mama v-a ajutat la studiat și că sunteți așa drăguță, că vine de la mama și că iubiți franceza, că vine de la mama. Dar dacă ar fi să nominalizați un om care v-a marcat în carieră, pe cine ați aminti? Poate nu în cariera de profesor, dar un mentor, ați spus foarte bine, aș aminti două nume. Ioana Câmpian și Alina Banu.
așa în formarea mea ca om sau în desăvârșirea mea ca om? Pe Ioana Câmpiană o cunoaștem și cred că stă la baza formării multor oameni din cercul meu de cunoștințe, că nu pot să zic prieteni. De-abia aștept să ne întâlnim aici la Deale Dimineții cu grijile zilnice, să le punem pe umerii acestei femei, care le luăm de la noi și le dăm ei și nu știu ce face cu ele, că le trimite în univers. Pe cealaltă nu o cunosc, dar probabil că cum nimic nu e întâmplător, universul va face o minune și probabil o să o cunoaștem. Nu am copii, nicio. Am spus, da, dumneavoastră aveți, am văzut, generații întregi, da. Foarte multe generații, dar eu pot să spun așa, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pot să vă rog din suflet să rămâneți la fel și să ne mai dați așa copii minunați cum ne-ați dat pe cei de cu care noi astăzi colaborăm aici la redacție, trei tineri minunați. Bianca, una dintre ele, Bianca, ia hai tu aici lângă mine așa, să vedeți cât e de frumoasă în dimineața asta, înainte să ne luăm la revedere. Așa. Ea e Bianca, dragii mei, Bianca Hinț, facem amândouă teren, îi mulțumesc pentru această emisiune, mulțumesc, Bianca, zice Rosi că să te duci înapoi în regie, ce îi spui doamnei profesoare? Vă mulțumesc foarte mult pentru toate clipele frumoase petrecute în 4 ani de liceu și pentru toate proiectele care au legat și franceza și ceea ce fac și în ziua de azi. Și eu mulțumesc mult din suflet. Am plecat. Asta e frumusețea, dragii mei. Mulțumesc și vă mulțumesc și pentru prezența în emisiune și sper să ne vedem mai des, pentru că îmi place ceea ce faceți și să știți că vom găsi subiecte de cafea dimineața de vreme la Deale Dimineții. Mulțumesc. Mult succes în continuare! Aici ne luăm la revedere, dragii mei, până mâine dimineață. Mâine dimineață vom vedea ce vom face și pe unde vom călători. Astăzi am fost în Franța. Mâine poate mergem, nu știu, vedem. Găsește Bia o cale să ne ducă undeva departe. Dacă nu, rămânem aici cu sufletul, aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. A fost încă o emisiune, dragii mei, document, aș spune eu. Dăruiți, iubiți. Dăruiți din iubirea voastră, pentru că într-o zi veți primi înapoi înzăgit. Uite, sunt oameni care primesc pentru că au dăruit. Vă iubesc!